Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi am un nou telefon la reparat. Ăsta este un Huawei P20 Pro. Nu-i mai merge display-ul, nu se mai aprinde, dar din câte am văzut și am observat, mi-a spus persoana respectivă că l-a scăpat pe jos. Și acum l-am văzut mai bine în lumină, se vede că display-ul este spart. Touchscreen-ul funcționează, dar display-ul este spart, așa că o să-l schimb cu totul. Nu știu dacă se vede pe cameră, dar dacă mă uit dintr-un anume unghi, se vede că display-ul este spart, este făcut în bucăți. El i-a prins telefonul, dar nu merge. Uite, dacă nu știu că se observă pe cameră, licăre aici beculețul acela verde. În fine, eu am display-ul nou aici. Deja l-am cumpărat. El vine în pachet cu o parte din carcasa telefonului. Așa vine în pachet. Așa vine la modelul ăsta de telefon. E un pic mai complicată treaba, dar să vedem dacă reușesc să pot să fac și eu ceva. Așa, am scos husa. Chestia nasoală este că și partea din spate este din sticlă. Trebuie să fiu foarte atent să nu sparg partea din spate, pentru că eu partea din spate nu o am. Așa că va trebui să fiu foarte atent ca să nu trebuiască să o schimb și asta. Trebuie încălzit cu un pistol cu aer cald. Eu am aici un pistol cu aer cald și am să-l încălzesc puțin. Trebuie să ne mișcăm rapid, că altfel te lipește la loc după aia. E mult până îl desfac într-o parte și după aceea va merge ușor. Am niște chestii din plastic, că dacă bag ceva din fier, din metal, risc să-l zgâri, să-l prăpădesc sau risc să-l sparg. Uite că am reușit să-l bag într-un loc. E de ajuns să reușesc să bag într-un loc. Am mai schimbat, dar modelul ăsta n-am mai schimbat. E un pic mai dificil de schimbat modelul ăsta. Trebuie să mai bag încă una, trebuie să mă ajut cu mai multe. Am și o ventuză cu care pot să mă ajut. Hai să-l mai încălzesc puțin. Da, trebuie încălzi foarte bine ca să se dezlipească lipiciul ăsta care îl are, că dacă nu reușim. Să nu vă mirați de ce costă atât de mult o reparație la un telefon. Uite, aveți și o dovadă ce înseamnă reparația un telefon, cât timp îți ia și plus de alta există și riscul să-l prăpădești, să-l strici, și de-aia trebuie să fii foarte mare atenție. Eu nu am scule necesare pentru a putea face această... Cred că am reușit, cred. Stai așa, avem și aici o ventuză cu care ne putem ajuta. Tai de mine. Chestia este că el se poate lipi și la loc, asta e chestia. Există riscul să lipească la loc dacă nu deslipești cum trebuie. Am reușit, de fapt, în mare parte, am reușit fără să-l stric. Asta este foarte bine. Avem aici o mufă care va trebui să o scoatem. Așa, să o scot ușor. Gata. Am desfăcut. Și am desfăcut partea din spate. Va trebui să o curăț frumos lipiciul ăsta care e, că va trebui să-i pun alt lipici, pentru că ăsta nu mai e bun, dar vom vedea după. Avem de demontat aici, avem de desfăcut toate părțile astea de aici. Toate componentele astea de aici trebuie să le desfac. Și va trebui să demontăm tot ce e de aici ca să punem în partea asta aici, în display-ul nostru cel nou. Nu este original, dacă era original era mult mai scump. Ăsta a costat ceva, a costat cam 73 de euro. A costat toată chestia asta, practic o parte din carcasă și cu display, cu tot, cu touchscreen. Telefonul are încă o valoare de aproape de vreo 650 de euro, 660 de euro, cam așa. Deci să zicem că se merită, adică să-l mai faci la banii ăștia. Să demontez asta. Bă, mie îmi place să-mi bag nasul, după cum am spus, îmi place să meșteresc. Am mai multe șurubenițe. Ok, avem această antenă NFC, să desfacem antena asta NFC, mai ales la astea, la telefoane, e cel mai bine recomandat să lucrezi cu chestii din astea din plastic, ca să nu-l strici, să nu zgârii, să... Mamă, va trebui să scoatem asta, nu știu de unde să încep. Asta este antena NFC, este că e și lipită. Așa. Asta e antena NFC, o punem și pe asta aici undeva. Acum trebuie să demontăm și placa de bază, dar mai întâi trebuie să demontăm antenele. Asta este antena, mufa de la antene, asta e una dintre ele și încă una. Asta e de la antene. Trebuie să le scoatem frumos de aici.
Ok, mai avem niște mufe pe aici. E de la baterie, parcă. Nu e de la baterie, asta e de la display sau? Nu e de la display. E de la mufa de încărcare și alte chestii. Asta vine de la mufa de încărcare și celelalte. Asta e de la baterie, mufa de la baterie de aici. Scoatem și mufa de la baterie. Hai mă, ești. Așa, ok. Am scos și mufa de la baterie. Și mai avem mufa de la display. Aici avem mufa de la display. Aici în partea asta. Scoatem și mufa de la display. M-am chinuit ceva să scot bateria. Sper să mai fie bună, s-a deformat puțin, e foarte greu să scoți bateria pentru că e lipită foarte bine și nu știu, n-am găsit o tehnică ca să pot să o scot în așa fel încât să nu o distrug. Eu acum am speranța să fie bună bateria, dacă nu va trebui să cumpăr și bateria, să-i schimb și bateria. Avem aici camera frontală, avem aici, trebuie să fac și camera frontală, până la urmă a avut să iasă, nu știu ce am scos-o. Acum mi-a rămas să scot camera de aici, dar nu vrea să iasă. Camera și microfonul. Oameni buni, după cum vedeți, m-am băgat în ceva în care nu trebuia să mă bag, dar până la urmă merg până la cap. Am demontat tot telefonul, am pus să vedem dacă reușesc să-l mai pun la loc. Am demontat tot ce era după asta veche, am pus pe display-ul nou, dar am pus să vedem dacă reușesc să-l mai asamblez. A trebuit să scot și butoanele, pentru că nu le avea butoane laterale. Deci să le pun și pe astea la loc. Îmi dă un pic de furt. Sincer să fiu, dacă știam că e așa de mult, e atât de complicat, nu mă mai băgam. Dar ce să fac, acum merg până la cap, în care dacă am plecat pe drumul ăsta, îi merg până la cap, că n-am ce să fac. Până la urmă trebuie să repar. Stai că am lăsat microfonul pe jos. Cred că nu se auzea bine. În fine, e muncă multă. Da, trebuie să bag și chestia asta, că vine tot așa la butoane. Și e un pic am complicat să o bagi între butoane aici și că nu intră. A ieșit butonul cu totul. Las că e mai bine așa. Nu mă mai chin. Hai că am reușit. Am reușit deocamdată să bag butoanele. Hai să le bag aici la loc. Perfect, merg, funcționează bine, dar trebuie să vedem și dacă funcționează pe placă. În fine, acum să luăm, asta este mufa și cu antena, băgăm și mufa la loc. Așa, mufa am fixat aici, cred că așa vine, da? Să băgăm firele de la antena. Mai avem încă o chestie pe aici. Acum trebuie să ne apucăm să montăm la șuruburi. Păi eu zic că reușesc să-l montez la loc. Acum că mai rămâne de piese, mai rămâne ceva piese. Asta e? Asta mai și rămână. Așa că partea de jos am reușit să o asamblez pe toată, acum rămâne decât partea de sus să o asamblez și pe asta toată. Avem, să zicem, placa de bază, o montăm aici frumos, o așezăm la locul ei, stai că trebuie să scot mufa asta de aici. Mufa de la camera frontală trebuie să o scot la suprafață, așa, perfect. Bă, văd că s-a așezat bine asta, adică nu mi-a dat probleme. Ne apucăm să asamblăm. A trebuit să punem și pasta, dar mai întâi, bineînțeles că va trebui să-mi pun mufele, dar trebuie să văd eu ceva, de unde vine fiecare șurub, perfect. Să nu mai rămână șuruburi. Ok, o să asamblăm frumos camera, punem totul la loc, toate mufele la loc, camera frontală, deja am pus-o, punem și display-ul, atacăm și mufa de la display, o punem frumos aici, ok. Asta e mufa de la baterie, nu de la baterie, de la partea de jos, de la mufă de încărcare, dar asta o pun după ce pun bateria, dar mai rămâne să mai pun niște chestii. De fapt nu, trebuie să pun bateria acum. Stai că avem aici un, stai că am penseta. Da, am ăsta, scociul ăsta de aici. Trebuie să-l dezlipesc, mă încurcă. Bă, trebuie să mă apuc să asamblez șuruburile astea și după aceea îi pun bateria, pentru că totuși aș vrea să o pun mai întâi de probă, nici nu o lipesc, îi pun mufa și o pun de probă, pentru că, după cum v-am spus la început, un pic când am desfăcut-o, s-a deformat bateria și când se deformează, există riscul să nu mai fie bună. Eu totuși sper să fie ok, să fie bună. Oameni buni, mă apropii de final, așa, deci să montez și bateria. Vreau să văd acolo în secțiunea de comentarii. Ce zici? Ce ziceți? O să mai funcționeze telefonul sau nu? Haideți să vedem câți dintre voi credeți că mai merge telefonul ăsta sau nu. Dintre voi credeți că o să mai funcționeze telefonul ăsta. Vreau să văd acolo în secțiunea de comentarii. Și nu uitați să lăsați un like. Dați un like, o distribuire, o abonare, dacă încă nu ați făcut-o. Așa, hai, continuăm cu bateria.
să punem bateria. Acum merg la risc, dacă nu merge, aia e. Dar eu zic că merge. Vreau să văd și părerile voastre în secțiunea de comentarii, să-mi spuneți dacă merge, dacă mai merge telefonul. Că bateriile astea sunt un pic cam sensibile, să zicem așa. Dacă le-ai deformat, adio. Există și șansa și norocul să mai meargă. Așa că vreau să vedem ce spuneți voi, dacă mai merge. Ce credeți? Îl mai fac telefonul ăsta să mai meargă? După cum vedeți, l-am demontat de tot. Eu practic am demontat tot telefonul după celălalt ca să-l montez pe carcasa asta alaltă. Cred că am uitat ceva să pun aici. A, nu, e partea din spate. A, ce m-am speriat. Mai era o mufă aici și am crezut că n-am pus-o și trebuia să demontez din nou. Este mufa de la capacul din spate. Și da, este foarte multă muncă. Chiar înțeleg și eu munca celor care lucrează în serviciuri de telefoane. Înțeleg pe pielea mea cât este de muncă. Deci, cei care ziceți că cere mult, să știți că nu e mult. Bine, într-adevăr, sunt unele persoane care cere chiar exagerat de mult, dar sunt și care cere, bă, atât cât merită, că na, omul muncește ca să repare un telefon și e mult de muncă, e și migălos, e și na. Nu rămâne decât să pun capacul din spate, am asamblat toate astea, dar vreau să-l probez până pune capacul din spate. Hai să vedem. Încă o dată, hai să vedem, să spuneți în secțiunea de comentarii dacă se aprinde. Ia să vedem. Câți ghiciți? Hai să vedem. Hai mă. Wow, se aprinde, perfect, bă, înseamnă că am făcut o treabă bună, dar stai să vedem dacă funcționează touch, stai să aprindă, uite, deci se aprinde, merge display-ul și e și bună bateria, deci n-am stricat bateria, mare noroc am avut, se pare că funcționează și touch-ul, chiar funcționează bine touch-ul, perfect, deci funcționează bine touch-ul, chiar mă bucur că am reușit să-l repar, după cum vedeți funcționează, tot ok, acum rămâne să-i pun capacul din spate, hai să-i punem și capacul din spate și să vedem ce am făcut, sincer să fiu, chiar mă bucur și bă, nu mă așteptam să-l reușesc să-l asamblez, mai ales că era, am avut atât de demontat la el. Bă, am să-i pun un pic de lipici, cu toate că mai are încă adezivul lui, dar am să-i mai pun eu suplimentar, pentru că nu vreau să se trezească cu el că îi se desface. Este un lipici sigilant, foarte, foarte bun pentru așa ceva, e flexibil. Ok, am dat cu lipici de jur împrejur, acum hai să-i punem capacul ăsta, să punem mufa. Punem mufa, că dacă nu, n-am făcut nimic. Perfect. Acum hai să-i punem capacul din spate frumos. Ok, am pus și capacul din spate. O să-l las un pic să se usuce și după aia vedem rezultat. Oameni buni, și s-a uscat și lipiciul pe care l-am pus pe capacul din spate. Arată aproape ca nou. Să-i dăm și folia asta jos. Frumos. Și uite, avem un telefon nou. Touch-ul funcționează fără probleme. Asta este foarte bine că funcționează fără probleme. Deci, problemă rezolvată. Cam asta este tot, oameni buni. Lăsați și voi un like dacă apreciați ceea ce fac. Dați și o distribuire să vadă și prietenii voștri. Și bineînțeles, abonați-vă la acest canal dacă încă nu ați făcut-o. Și să ne vedem cu bine până data viitoare. Numai bine, sănătate, oameni buni. Pa, pa!